are o grămadă de beneficii, însă el nu poate să se instaleze așa dintr-o dată, fără să ai o anumită stare. Nu poți să râzi atunci când ești nervos, nu poți să râzi atunci când știi că ai o grămadă de lucruri de făcut, nu poți să râzi la începutul lucrului, mai ales când știi că e ceva dificil sau atunci când ai un deadline. Dar când poți să râzi, trebuie să știi că sunt multe efecte benefice. În primul rând că relaxează organismul, că îți dă o stare de bine. În al doilea rând că ar avea și efecte în întărirea sistemului imunitar. Și cine nu își dorește să aibă un sistem imunitar cât mai puternic în așa fel încât să se poată lupta cu toate bolile și problemele care pot apărea. De asemenea, ar Preveni bolile de, de inimă și o grămadă de efecte. Unii sunt de părere că râsul ajută organismul în a consuma caloriile mai ușor. Deci, sfatul meu este că ar trebui să râdeți cât mai mult, să râdem cât mai mult, să ne găsim tot felul de motive. Sunt. Uh, multe filmulețe, sunt multe uh, seriale amuzante, sunt. Uh, cel puțin în cazul meu, există un moment, un sitcom uh, uh, care îmi place foarte mult. De asemenea, este o parte dintr-o. Uh, Dintr-un stand-up, dintr-un moment de stand-up, comedia lui Sorin, pe acela în care el merge la IV să-și depună actele pentru a-și înscrie mașina. Am trecut foarte mult prin asta, dar de câte ori urmăresc acest uh, moment, de fiecare dată râd și râd în hohote, nu mă plictisesc niciodată de, de el și uh, mă amuză uh, teribil. Uh, de asemenea, filmul Ne-a mărit miliardar. Uh, sunt câteva momente care ne stârnesc odură râsul uh, și mă rog, nu există nicio comparație între cele două. Pur și simplu, astea sunt lucruri care pe mine mi-am amintit, de care mi-am amintit în acest, în acest moment, că mă amuză foarte tare și uh, sunt convinsă că de câte ori le-aș vedea, aș fi la fel de mi-ar plăcea la fel de mult și aș, aș de la fel de mult și sunt convinsă că în viața fiecăruia există astfel de exemple, poate și situații din viață care ne amuză teribil și ar fi bine să încercăm să ne amintim de ele uh, pentru a ne schimba starea. Sigur că la început nu-ți vine să schimbi starea și sunt situații în care pur și simplu nu-ți vine să, să râzi, dar atunci când ne simțim mai relaxați și credem că putem uh, să ne stârnim uh, uh, Râsul, eu vă recomand să o faceți. Și oricum ar fi, ar trebui să luăm lucrurile mai ușor, ar trebui să râdem mai mult, copiii râd foarte mult. Unii sunt de părere că cei mici râd și de câteva sute de ori pe zi. Da, și asta chiar de începând cu câteva luni, atunci când încep să conștientizeze râsul. Da, eu cred că fiecare dintre noi găsește la un moment dat momente în care să poată să zâmbească și motive pentru care să zâmbească. Odată pot să fie lucruri amuzante, așa cum am menționat mai devreme, dar pot să fie și momente plăcute în care te uiți, nu știu, la un film, în la un uh, film de dragoste și atunci când cei doi se întâlnesc, uh, te, așa, te trezești că zâmbești pur și simplu sau uh, uh, dacă îți amintești de lucruri plăcute din viața ta, nu neapărat amuzant. de asemenea uh, se, uh, te uiți și vezi că zâmbești fără să-ți dai seama. Te privești și vezi că zâmbești fără să-ți dai seama. Um, cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe aceste metode de a ne îmbunătăți viața, de a ne rupe ritmul, de a, de a opri această agitație continuă în care trăim și um, câteva momente de zâmbet, de râs, de momente amuzante uh, și slavă Domnului că pe YouTube găsim o grămadă acum, sunt foarte utile um, în viața noastră. Să ne revedem cu bine, dragi prieteni, zi minunată să avem cu toții!